aducem în ședință ordinară. Conformitate cu prevederea articolului 130 alineatul 1, articolul 134 alineatul 1 litera A și articolul 196 alineatul 1 litera B din ordonanța de urgență a Guvernului României numărul 57 pe 2019 prin codul administrativ cu modificările și completările ulterioare dispune. Articolul 1. Se convoacă Consiliul Local Bucium în ședință publică ordinară în data de 30 iunie 2022, ore 12 la sediul Comunului Cultural Bucium. Proiectul ordinii de zi este următor. 1. Proiectul de hotărâre privind însușirea raportului de audit financiar numărul 42 din 416 din 505-2022 și a deciziei numărul 8 din 305-2022 emise de Camera de Conturi Județul Bacău în urma acțiunilor de audit financiar asupra conturilor anuale de execuție ale bugetului local al Avoratei Comuna Bucium, inițiator primarul Comunii. 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2022 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Stabilizare Bacău, inițiator primarul Comunii. 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2022 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, inițiator primarul Comunii. 4. Proiect de hotărâre privind confirmarea apartenenței unor bunuri imobile la domeniul public al Comunei Bucium de Bacău, inițiator primarul Comunii. 5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizat și a devizului general actualizat în conformitate cu ordonanța de guvern numărul 47 pe 2022 pentru obiectivul investiției extindere rețea de alimentare 4 în satele Bucium, Comuna Bucium, județul Bacău, inițiator primarul Comunei. 6. Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și devizul general actualizat conform ordonanței de guvern numărul 47 pe 2022 pentru obiectivul de investiție extindere rețea de canalizare în satele Bucium și Răcăuți, Comuna Bucium, de Bacău, inițiator primarul Comunei. 7. Proiectul de hotărâre privind declararea ca fiind de uz și de interes public local a sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare a Comunei Bucium, de Bacău, inițiator primarul Comunei. 8. Diverse. Domnul președinte. Mulțumesc, domnul primar. Constat că prezența este 100%, așa că deschidem lucrările ședinței. Pentru buna desfășurare, supun la vot conținutul procesului verbal de la ședința anterioară. Cine este pentru? Împotriva cine nu mai întrebă, pentru numai să ia vot. Mulțumesc. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Așa că o să trecem la ordinea cronologică la proiectele de hotărâre inițiate de domnul primar. Aș ruga domnul primar să ne prezinte referatul de motivare la proiectul de hotărâre privind însușirea raportului de audit financiar. Referat de motivare privind înființarea proiectului de hotărâre referitor la însușirea raportului de audit financiar numărul 42 din 416 din 505-2022 și a deciziei numărul 8 din 305-2022 emise de Camera de Conturi Bacău în urma acțiunii de audit financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară pentru anul 2021 al UAT Comunei Bucium. Doamne și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre supus astăzi la analiză dumneavoastră are în conținut aprobarea raportului de audit financiar numărul 42 din 416 din 505-2022 și a deciziei numărul 8 din 305-2022 emisă de Camera de Conturi Bacău în urma acțiunii de audit financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară pentru anul 2021 al UAT Comuna Bucium. După cum știți deja, în perioada 4 aprilie 5 mai 2022, s-a desfășurat acțiunea de control efectuată de inspectorul Camerei de Conturi a județului Bacău la primăria Comunei Bucium. În urma desfășurării acestei acțiuni s-a comunicat către instituția noastră adresa numărul 49.929 din 3.06.2022, atât raportul de audit financiar numărul 42 din 416 din 505-2022, cât și decizia numărul 8 din 305-2022, adresă înregistrată la instituția noastră la numărul 2244 din 8.10.2022, documente pe care le-am atașat proiectul de hotărâre și care fac parte din aceasta. Materialul este destul de vast, tocmai de aceea, întrucât face obiectul analizei mai întâi pe comisii de specialitate și pe baza celor concluzionate în urma analizei pe comisii, urmează a fi analizat și în timp, nu voi mai detalia fiecare măsură stabilită în parte.
Precizez totuși că temeiul legal al inițierii proiectului de hotărâre este prevăzut în hotărârea plenului curții de conturi numărul 155/2014 pentru aprobarea regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților specifice curții de conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități, articolul 131, care prevede prin altele și faptul că în cazul controlelor efectuate de entitățile aparținând de administrație publice locale, decizia va cuprinde o ultimă mențiune din care se rezultă că în termen de 10 zile caracteristice, de la data primirii conducătorului entității la care s-a efectuat verificarea, va prezenta Consiliul Județean, Consiliul Local, Consiliul de Administrație, Ordonatorul Sectoral, Ordonatorul Principal de Credite sau alte organisme ierarhice superioare, în funcție de modul în care se este organizată și condusă entitatea, o copie de raportul de control de pe decizia cu măsurile dispuse de către structurile curții de conturi. După prezentarea acestora, conducătorul entității verificate va informa în scris structura de specialitate a curții de conturi care a efectuat acțiunea de control cu privire la îndeplinirea acestei obligații, precum și în dispozițiile articolul 129 alineatul 1, articolul 129 alineatul 14 și articolul 136 alineatul 1 din ordonanța de urgență a Guvernului României numărul 57/2019 privind codul administrativ. Față de cele prezentate, rog dezbatere și aprobarea proiectului de hotărâre în formă prezentată. Domnul președinte, mulțumesc, domnul primar, pentru expunerea referatului de motivare. Înainte de a trece la dezbatere, rog pe doamna președinta Comisiei de Specialitate să vă prezentați punctul de vedere în urma analizei pe comisie. Comisia Buget Finanțe a studiat acest proiect privind însușirea raportului de audit financiar și au dat aviz favorabil. Mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna președintă. Mă spuneți voi la dezbatere pentru și membrii comisiei. Da, puneți, doamna. În urma dezbaterii și analizării celor prezentate proiectul de hotărâre și membrii comisiei juridice au fost de acord cu prevederile precizate în proiect. Mulțumesc, doamna. Vă invit la dezbatere pe marginea proiectului de hotărâre. Dacă sunt înscrieri la cuvânt. Dacă nu sunt înscris la vot, să punem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Proiectul de hotărâre a votat în unanimitate. Vă mulțumesc frumos. Mergem mai departe la proiectul de hotărâre din numărul 2, privind aprobarea cotizației anul 2022 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare de Comunitate pentru Salubritate Bacău. Vă rog, domnul primar, să ne prezentați referatul de motivare. Referatul de motivare la proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2022 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Bacău. Doamne și domnilor consilieri, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Bacău are ca scop înființarea, organizarea, reglementarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciului de salubritate pe raza de competența unităților administrative teritoriale, membre de curs, realizarea în comun a unor proiecte de investiție publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării și dezvoltării după caz a sistemului de utilități publice aferente serviciului de bază strategiei de dezvoltare a acestei. Conform hotărârii AGA, numărul 6/2305/2022, transmisă la instituția noastră cu numărul 2116/06/2022, s-a stabilit cu amplul cotizația anuale la patrimoniul asociației aferent anului 2020, după cum urmează. Pentru județul Bacău, 1.000.000 de lei. Pentru municipii și orașe cu populație cum se între 10.100.000 și 200.000 locuitori, 600.000 lei. Pentru municipii și orașe cu populație cum se între 25.000 și 50.000 locuitori, orașul Onet, de exemplu, 80.000 de lei. Pentru municipii și orașe cu populație cuprinsă între 18.000 și 25.000, 40.000 de lei. Pentru orașe cu populație cuprinsă între 10.000 și 18.000, 35.000 de lei. Pentru orașe cu populație cuprinsă între 3.000 și 10.000 locuitori, 10.000 lei. Pentru comuni cu populația sub 3.000 locuitori, 3.000 lei. Pentru comuni cu populația între 3.000 și 5.000 locuitori, 5.000 lei. Pentru comune cu populația între 5.001 și 10.000 locuitori, 6.000 lei. Pentru comune cu populația de 10.000 locuitori, 7.000 lei. Mai fac precizare că OATEA Bucium se încadrează în categoria comună cu populația între 3.000 și 5.000 de locuitori, fiind obligată la plata unei cotizații în cuantum de 5.000 lei, la fel ca în anul precedent. Având în vedere cele anterior menționate și rolul pe care îl are comuna Bucium în
în ceea ce privește atribuțiile asociației pentru pregătirea și aprobarea strategiei de dezvoltare într-o concepție unitară, a programului de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de utilități publice existente, a programelor de înființare a unor noi sisteme, precum și a programului de protecție a mediului, conferite de legea numărul 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificări și completări ulterioare și de articolul 16 alineatul 3, literat din statutul asociației, supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea privizației pentru anul 2022 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salutizare Bacău. Domnule președinte, mulțumesc pentru prezentarea declaratului de motivare. Rog doamna președinta Comisiei de Specialitate să-și prezinte punctul de vedere al membrilor acestei. Mulțumesc! Membrii Comisiei au studiat acest proiect privind aprobarea cotizației pentru ADIS de suma de 5.000 de lei și au dat aviz favorabil. Mulțumesc, domnule președinte! Mulțumesc, doamna președintă! Dacă sunt completări, obiectivă, vă rog să nu scrieți la cuvânt. Nu sunt. Supun la vot atunci. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Vă mulțumesc. Având în vedere că la punctul de hotărâre numărul 3, este vorba de aceeași... Dar să citesc la referatul la punctul 3. Punctul 3, punctul 4, punctul 5, putem avea. Punctul 3. Da, punctul 3. Vă rog să ne prezentați, domnul primar, referatul de motivare a proiectului de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2022 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară și Comunitară Bacău. Referat din motivare la proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale pentru anul 2022 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, doamne și domnilor consilieri, prin solicitarea transmisă pe adresa de e-mail a primăriei Comunei Buciu, în data de 15.06.2022 de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, se comunică faptul că în anul 2022, cuantum o cotizație la patrimoniul asociației este de 1.000 lei, în mod asemănător ca în anul 2022, în 2021. Acest cuantum fiind stabilit de hotărârea AGA ADIP, numărul 2 din 23 mai 2022. După cum știți, anual este analizat și numai astfel subiect, întrucât au atent cu cimezeniului fondator la ADIP și în conformitate cu prevederile statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, suntem obligați la plata unei cotizații anuale pentru asigurarea funcționării asociației și pentru realizarea unor investiții. Întrucât facem parte din categoria comunelor fără investiție în infrastructura de apă și canalizare, am inițiat acest proiect de hotărâre pe care vă rog, doamnă și domnul consilier, să-l aprobați în formă prezentată. Mulțumesc, domnul primar. Doamna președinta Comisiei de Specialitate, vă rog să vă prezentați punctul de vedere. Membrii Comisiei au studiat acest proiect privind cotizația către ADIP. Au dat aviz favorabil. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna președintă. Vă rog, colegii, pentru să înscrie la cuvânt pentru dezbaterea proiectului de hotărâre. Dacă sunt înscrie la cuvânt. Nu sunt. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Vă mulțumesc. Domnul primar, vă rog să prezentați preparatul de motivare la proiectul de hotărâre din ordinea de zi numărul 4. Referat de motivare la proiectul de hotărâre privind confirmarea apartenenței unor bunuri imobile la domeniul public al Comunei Buciu, județul Bacău. Doamne și domnilor consilieri, având în vedere precizările de la referatul oficiului cadastrul Bacăului, referitor la solicitarea de completare a documentației pentru înscrierea definitivă în cartea funciară a tuturor locale, analizând conținutul ordonanței de guvern numărul 538/2006, completată prin ordonanța de guvern 1476/2008, hotărârea Consiliului Local numărul 5/2201/2015, hotărârea Consiliului Local numărul 6/2801/2016, hotărârea Consiliului Local numărul 50/18/2016 și hotărârea Consiliului Local numărul 53/22/11/2016, referitoare la modificarea și completarea inventarului bunurilor aparținând Comunei Buciu, am constatat că se impune inițierea unui proiect de hotărâre prin care să se confirmă că bunurile care se
imobile, drumuri, parte din acestea fiind afectate de lucrări ale sistemului public, public de alimentare cu apă și sistemul public de canalizare fac parte din domeniul public al Comunei Buciu, județ Bacău. În fapt, este vorba de semnătularea sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, iar la depunerea cererii de înscriere în cartea funciară s-a constatat că drumurile publice locale afectate de rețele nu sunt intabulate definitiv și au un număr de carte funciară provizorie. Pentru a obține numărul de carte funciară definitiv, mi s-au solicitat prezentarea unei hotărâri de Consiliu prin care să se confirmă că drumurile locale fac parte din domeniul public al Comunei Buciu. Mai fac precizarea că drumurile locale au fost inventariate în domeniul public prin hotărârea Consiliului, hotărârea de Guvern 588/2006, completată prin hotărârea de Guvern 1476/2008 și ulterior au fost adoptate prin hotărârea Consiliului Local numărul 5, în 2201-2015, hotărârea Consiliului Local numărul 6 din 2801-2016, hotărârea Consiliului Local numărul 50 din 18-10-2016 și hotărârea Consiliului Local numărul 53 din 22-11-2016, referitoare la modificarea și completarea inventarului bunurilor aparținând Comunei Buciu. Pentru această motivație, rog să analizați și să vedeți asupra proiectului de hotărâre prezentat. Mulțumesc, doamnă primar, pentru prezentarea referatului de motivare. Rog doamna președintele comisiei să-și prezinte punctul de vedere în urma analizelor membrilor agenției. Mulțumesc. Conținutul proiectului de hotărâre privind confirmarea apartenenței unor imobile la domeniul public al Comunei Buciu a fost studiat și aprobat de către membrii comisiei juridice. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Dacă sunt înscrie la cuvânt, completări, obiectiv, nu. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiectul de hotărâre este votat cu unanimitate. Mergem mai departe. Rog pe domnul primar să ne prezinte referatul de motivare la proiectul numărul 5 din ordinea de zi. Referat de motivare la proiectul de hotărâre referitor la aprobarea indicatorului tehnico-economici actualizat și la devizul general actualizat conform ordonanței de guvern numărul 47/2022 pentru obiectivul de investiție extindere rețea de alimentare cu apă în satele Buciu și Răcăuți, Comuna Buciu, județul Bacău. Doamnă și domnilor consilieri, motivat de apariția ordonanței de urgență a Guvernului României numărul 47/2022 privind ajustarea prețurilor, contractul de achiziție publică, contractul sectoriale, contractul de concesiune a codurilor cadru, care prevede că prețurile contractelor de achiziție publică se ajustează în funcție de evoluția prețurilor la materiale de construcție și având în vedere faptul că în momentul de față se derulează la lucrările de la investiție de extindere rețea de alimentare cu apă în satele Buciu și Răcăuți, Comuna Buciu, județul Bacău, am inițiat prezentul proiect de hotărâre în care am propus aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizat și de vizului general actualizat. Conform actului normativ invocat mai sus, autoritățile contractante primește și rezistează solicitări din partea contractanților în vederea ajustării valorii aferente cheltuielilor cu materiale pentru restul rămas de executat. Ulterior de punerea acestor cereri, autoritățile contractante trebuie să încheie acte adiționale. După încheierea acestor acte adiționale, se pun solicitarea de la Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației suplimentarea valorii contractului de finanțare. Pentru că am putea și noi să beneficiem de aceste prevederi, am actualizat indicatorii tehnico-economici de vizul general pentru această investiție pentru a putea face solicitarea sumelor de bază a aprobării dată de Consiliul Local. Având în vedere importanța acestei investiții, consider o necesitate aprobarea celor despre care am făcut vorbire mai sus, astfel încât rog analiza și dezbate proiectul de hotărâre. Vă mulțumesc, doamnă primară, pentru prezentarea proiectului de motivare. Doamna președintă Comisiei de Specialitate, vă rog să vă prezentați punctul de vedere. Mulțumesc. În urma studierii proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție extindere rețea de apă, alimentare cu apă în satele Buciu și Răcăuți, membrii Comisiei au dat aviz favorabil. Vă mulțumesc, doamna președintă. Rog, colegi, pentru voi la dezbatere și vă spun la cuvânt pentru dezbaterea proiectului de hotărâre. Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abține? Proiect votat în unanimitate. Vă mulțumesc.
Domnul primar, vă rog să ne prezentați preparatul de motivare la proiectul de hotărâre numărul 6 din ordinea de zi. La referatul de motivare, nu știu, la proiectul de hotărâre, este doar la aprobarea indicatorului tehnico-economic și actualizat și adresul general autorizat conform ordonanței de județul numărul 147 de hotărâre, pentru obiectivul de investiție existente de rețea de canalizare în satele Cuciun și Rătos, cum la Cuciun de Bacău. Este același proiect de hotărâre ca și la precedentul mapă la autoslampă și în starea canalizare. Doamne și domnule consilier, motivat de apariția ordonanței de urgență a Guvernului României, numărul 47/2020, privind ajustarea prețurilor, contractul de achiziții publică, contractul sectoriale, contractul de concesiuni, acordurilor cadru, care prevede că prețul contractului de achiziție publică se ajustează în funcție de evoluția prețurilor la materialele de construcții și având în vedere faptul că în momentul de față se derulează lucrurile de la investiția extindere de rețea de canalizare în sate Bucium și Răcăuți, comuna Bucium și Răcăuți, am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizat și adresul general actualizat. Conform actului normativ invocat mai sus, autoritățile contractante primesc și înregistrează solicitări din partea contractanților în vederea ajustării valorii aferente cheltuielilor materiale pentru restul rămas de executat. Ulterior, depunerea acestor cereri, autoritățile contractante trebuie să încheie acte adiționale. După încheierea acestor acte adiționale, se pot solicita de la Ministerul Dezvoltării lucrărilor publice și administrației suplimentarea valorii contractelor de finanțare. Întrucât am putea și noi să beneficiem de această prevedere, am actualizat indicatorii tehnico-economici și devizul general pentru această investiție, pentru a putea face solicitarea sumelor de bază aprobării de data al Consiliului Local. Având în vedere importanța acestei investiții, considerăm necesitate pentru aprobarea celor despre care am făcut vorbire mai sus, astfel încât rog analiza și aproba proiectul de hotărâre. Domnul președinte, vă mulțumesc, domnul primar, pentru prezentarea referatului de motivare. Doamna președinta Comisiei de Specialitate, vă rog să vă prezentați punctul de vedere în urma analizei pe comisie. Proiectul de hotărâre a fost studiat și avizat favorabil. Mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna președinta. Dacă sunt o scrie la cuvânt. Dacă nu sunt înscris la cuvânt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Proiectul de hotărâre votat în unanimitate. Domnul primar, vă rog să ne prezentați și ultimul punct. Reatrat de motivare la ultimul punct al proiectului prin ordinea de zi. Referat de motivare la proiectul de hotărâre privind declararea ca fiind de uz de interes public local al sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare a comunei Cuciu, județul Bacău. Doamne, domnule consilier, așa cum ați luat la cunoștință de februarie, investiția în înființare, rețea de alimentare cu apă, rețea de canalizare și stație de epurare au fost definitivată cu recepție efectuată în data de 17.12.2022, conform procesului verbal numărul 4585 din 17.12.2021, în ședința Consiliului Local Cuciu, din data de 31 ianuarie 2022, prin hotărârea Consiliului Local numărul 10, s-a aprobat includerea în proiectul de inventar a domeniului public aparținând comunei Bucium, a bunurilor care fac parte din această investiție. În vederea obținerii avizului din partea Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, s-a inițiat proiectul de hotărâre pentru completarea inventarului domeniului public, iar în urma comunicării documentației către Ministerul, acesta ne-a fost returnat pentru câteva considerente, de fapt. Respectiv, drumurile afectate de rețele de alimentare cu apă și a canalizare nu sunt etablate definitiv în cartea funciară, iar drumurile care alcătuiesc această investiție formează un tot comun. Cu denumirea de sistem public de alimentare cu apă și de canalizare în comunei Cuciu, județul Bacău. Și este nevoie de un număr de carte funciară anterior avizului. Față de acest ultim aspect, am inițiat prezentul de hotărâre prin care am propus declararea ca fiind de uz și de interes public local sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare al comunei Cuciu, județul Bacău. Hotărârea adoptată de dumneavoastră urmează a fi prezentată oficiului cadastru pentru înregistrarea în cartea funciară al comunei Cuciu, a sistemului și obținerea exact extasului necesar la proiectul de atestare a inventarului domeniului public. Pentru această motivație, vă analizați și să hotărâți asupra proiectului de hotărâre prezentat. Vă mulțumesc, domnul primar, pentru prezentarea datului de motivare. Doamna președinta Comisiei de Specialitate, vă rog să vă prezentați. Mulțumesc. Membrii Comisiei Juridice au analizat, studiat și au fost de acord cu prevederile proiectului de hotărâre privind confirmarea pertenenței unor bunuri imobile
la domeniul public al comunității. Vă mulțumesc, doamna președintă. Dacă sunt înscrieri la cuvânt, privind dezbaterea proiectului de hotărâre. Nu. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect de hotărâre votat în unanimitate. Vă mulțumesc. Trecem la următorul și ultimul punct, la categoria diverse. V-aș ruga, stimați colegi, să vă înscrieți la cuvânt dacă sunt probleme în teritoriu și în zona de responsabilitate a dumneavoastră, dacă sunt probleme. Pe iluminat public, drumuri, nemulțumiri, mulțumiri din partea cetățenilor. Da. Nu sunt să scrie la cuvânt. Zime. Sunt? Da, te uite. Dacă nu sunt, vă mulțumesc pentru participare. Închidem lucrările ședinței în ziua de astăzi. Vă mulțumesc.